Salutare tuturor, bine v-am regăsit, sunt aici alături de foarte, foarte mulți youtuberi și bine v-am regăsit la începutul unei noi serii, că anunțat o serie super, super șmecheră, așa băieți? Fraților, va fi o serie SMP pe 1.12, în viitorul apropiat o să băgăm ceva modificări pe aici, o să vedeți custom heads, alte șmecherii pe aici. Seria se va numi Titancraft. Și fraților, ideea este că vrem să fie seria foarte, foarte activă, pentru că așa ne place, o să postăm cât de des putem, o să fie o serie foarte activă. În serie o să fiu eu, Insanity pe care l-avem aici, Ganicius, Răzvan Oprea, Roni și ăștia, Sami, Geo și Puf săracu care e îngropat aici. Băieți, aveți cuvântul, spuneți ce vă place foarte mult la Minecraft 1.12. Să mă joc cu lamele. Iarba. Să mă joc iarba. Bă, am participat la atâtea smp-uri, dar niciunul n-am reușit să fac un oraș la spawn și de ce romani. Da, uite ce e acolo, vezi acolo în sud. Vezi, păi acolo. Da, tocmai ce zic. De asta obiectivul principal ar fi să facem un oraș maker la spawn. Asta ar fi obiectivul principal la seria asta, știi? Facem ceva maker. Să fie cât mai activ, adică să nu fie ca celelalte serii SMP unde decât 15% din membrii postau și restul etc, știi? Adică da, vrem exact, să fim cu toți activi, că da, suntem toți în aceeași serie. Să ne ocupăm cu toții, peștia contribuim cu toții la ferme și etc. Bine, îl dau target, îl dau target lui Organicus. Dă-i, rupe-l. Și o să facem, să vreau să fac multe chestii cu redstone la spawn. Mă refer la ferme din astea care sunt esențiale, gen de mâncare, de carusel, da. Pe mine m-a rupit inspirația, fac prima construcție de la spawn. Ia să vedem. Ce frumos. Îl reprezintă. Cum a făcut Sky în Brazla? Nu, în Titan Watch, în Titan Watch, da. Din următoarele episoade, bă, o să adăugăm o chestie șmecheră care, bineînțeles, n-a mai fost adăugată pe niciun sănătate. Pe care? Păi n-am zis pe care? Sau stai, nu... Știu, dar eu făceam mișto. Ce oameni, bă. Am idee cu ăsta. Să vă fie rușină. Așa, și zic că chestia asta n-a mai fost adăugată pe niciun SMP. Pe care? Vreau să facem ceva mai special, să nu fie un SMP obișnuit, știi? Da, și să adăugăm custom heads. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că toți mobii pe care îi vedeți în joc și playerii de obicei, uite, pot să iau capul lui Geo dacă vreau. Repede cu tente sexuale. Mă, neapărat, bă. Bă, cel mai șmecher cap e ăla de Guardian. Ăla mi s-a păi da, și asta e chestia, că fiecare cap pe care îl poți să faci jos de el, gen, mă rog, are o șansă să pice, știi? Adică nu e 100% șansă să pice întotdeauna de la mobul respectiv, da. Da, exact, de la Guardian să spice tot timpul. Nu spică tot timpul, știi? E șansa foarte mică, dar e un mic bonus, știi? Da, știi, se pot face chestii interesante pe serie, cum ar veni, știi? Giurgică. Ce părere aveți să ne facem gen bazele provizorii momentan undeva, bine, nu foarte aproape, vă dați seama, dar gen așa pe lângă spawn. Da, exact. Și să ne apucăm cu toții să facem putem lucra acolo, da? La sat, să delimităm satul și după aceea să ne facem casa în sat, știi? Adică nu știu, vreau să fie o chestie așa. Și fiecare se ocupe de câte o construcție, știi, să nu facă fiecare ce apucă și da, să ne ocupăm, bă, fii atent, să ne ocupăm și de infrastructură, cum ar veni, știi? Adică să facem drumuri, chestii din astea. Bine, bă, că e greu cuvântul. Ce înseamnă, că nu știu ce înseamnă. Eu vreau să fiu primarul, dacă e să luăm așa. Drumuleț, chestii din astea înseamnă infrastructură. Ce o să fie prima doamnă? Am găsit o vale plină de măgari. Bă, eu sunt la spawn momentan și o să stau pe aici pentru că vreau să am văzut-o și eu la începutul seriei. De? Eu merg direct acolo. Bă, să fiți atent, dacă găsiți animale să nu le omorâți. Să le păstrați și... Și oricum, sunt sigur că o să vină foarte multe persoane, gen mă refer la youtuber. Acum o să vină foarte mulți youtuberi care o să intre în serie. Eu zic că, gen, cei care o să fie probabil acceptați în serie, o să fie cu acordul tuturor. Adică dacă noi ăștia 8 care suntem acum pe servita, pe stab să ne vedeți pe toți, că suntem foarte frumoși. Dacă suntem toți de acord să intre un alt youtuber în serie și este activ, o să intre, știi? Și dacă cineva nu mai este activ, din păcate, nu știu, discutăm frumos să fie activ sau etică, frate. Pentru că vrem să facem ceva interesant, vrem să facem ceva de lungă durată, care să nu țină așa. Mamă, câte achievement-uri,
Da, mă, sunt, e prins și atât de acimente. Uitați încat acolo. Ce? Și aș dori încă o chestie să zic, gen, bă, să nu se zică pe, prin comentarii, da, de ce nu ai băgat pe X, Y sau Z? Asta e cea mai nașa parte, pe, exact. Pe live sau să zică chestii de genul ăsta, oamenii în comentarii. Da. Momentan, doar noi, cei pe care îi vedeți pe tab sau pe descriere, doar ăștia suntem în serie. Dacă doar ăștia suntem în serie, nu înseamnă că nu am vrut să băgăm pe X, Y sau Z. Doar că suntem aici într-un grupulețul nostru de prieteni, cum ar veni, știi? Adică, cum am spus la început, decât să fim 20 și să postăm 5, mai bine suntem 8 și postăm tot 8. Da, să fie activ. Și asta e chestia. Little three friends. Bă, Sami. Da, ce-mi plăceau alea. Ce-mi plăceau alea. Unde vei în minor când ai nevoie de ea? Lasă-l acum. Acum nu. Bă, m-am spus, momentan o să stau la spawn și o să fac acolo o mică fermă, ceva, știi? Bă, ce zic? Da, spune. Drăguțule. Am găsit sat și lângă am găsit templu, ești nebun la cap. Lol, nice. Deci ăsta găsește diamante, găsește sat, găsește templu. GOV2. Ce-o mânca când nu poți mânca? Când mă gândesc că eu niciodată n-am găsit nimic, mă simt foarte trist. În sinea mea, să știți că sunt foarte trist. Săracul. Eu nici lemnul găsesc la început. Bones. Asta este. Da, am făcut odată un speedrun din ăla și m-a dat un moment dat într-un baie, am de ăla de nu găseam mâncare, muream de foame. Da, în deșert, dat în deșert. Da, m-a dat în deșert. Da, mi-aduc aminte. Speedrun cu început un deșert, n-am găsit un porc. Un porc. Mamă, ce achievement arată, Andrei. Păi mă, băieți, eu deja m-am pus pe treabă, deja fier, deja... Ai fier, mă? Bași la sală, mă? În clipul ăsta bat dragonul ca să fiu primul. Ok. M-am căcat pe ăsta, am dat de silverfish, îmi pare rău. Care e ăsta? Foarte mult silverfish. Am diamond. Acolo te-ai stabilit, Andrei. Hello, diamond? Pe bine, nu știu ce ziceți. Ne despărțim acum, ne vedem de treabă și... Ne despărțim. Am vrut să facem așa... Aaaa! Mamă, bă, mă bat. Mă bat în silverfish. Da, putem. Gen, cine am zis... primul e cel mai noob. Nu vor exista niște frate, sunt, adică reguli, că pui mei, nu știu, chestii de bun simț, știi? Gen, nu înjura de mamă decât pe Geo. Da. De familie decât pe Andrei. Săracu Geo. Oamenii mei. No, bine, băieți, fă-i baftă și în 10 minute ne vedem full diamond la spawn, da? Da. Perfect, băi, fraților, deci după cum vedeți, am început o nouă serie, deja după cum ați auzit, o nouă serie SMP de Minecraft Survival. Cred că este prima serie de Minecraft Survival de pe canalul meu, SMP. Am mai făcut ceva, nu știu, au mai fost ceva tentative de Minecraft Survival, dar să fiu sincer, nu prea am încercat. Și uite, acum am zis, hai să vedem cum este Minecraft-ul Survival împreună cu mai mulți prieteni. Să vedem ce o să iasă. Eu sunt foarte, foarte curios. După cum vedeți, deja am băgat câteva moduri, pentru că sunt un modat. Da, exact. Eu am jucat foarte mult Minecraft modat și nu puteam să renunț la unele chestii. Adică, uite, de exemplu, minimap-ul pe care îl vedeți în dreapta sus este, nu știu, mie mi se pare foarte util. Și eu o să mai adaug câteva moduri foarte, foarte curând. Uite, ia să vedem. Cred că am modul Inventory Tweaks, dacă nu mă înșel. Da, uite, am modul Inventory Tweaks. Uite, eu de exemplu, dacă intru în inventar și apăs pe scroll, perfect, instant îmi aranjează itemele după cum vreau eu. După cum vreau, mi le aranjează super, super easy. Și hai să punem și noi furnace-ul aici jos. Avem ceva mâncare de start. Nimic special. Și vreau să fac o fermă. Nu cine știe ce, vreau să fie o fermă mai micuță. Uite, hai să luăm așa. Să facem cu, hopa, cu ceva slaburi. Să producem niște mâncare, pentru că mâncarea asta se va duce. Mâncarea pe care o avem chiar aici se va duce și nu trebuie să ne bazăm pe ea. Trebuie să ne facem noi câteva mâncărică. Păi ce vreau să-mi fac? Nu știu, poate să vă gândiți că de ce mă joc Minecraft Survival, de fapt nu, de ce mă joc Minecraft Vanilla. Pentru că trebuie să încercăm tot timpul ceva nou, că dacă stăm să ne gândim, de aici a pornit totul și trebuie să
să încercăm și chestia asta, nu? Avem aici locul pentru fermă și am zis să facem, uite, așa ceva frumos aici la început, pentru că sigur o să aibă nevoie de mâncare, nu numai eu, toată lumea, și măcar eu să am mâncare să împart și cu dragi de ei, nu? Nu? Așa trebuie să facem. Uite, văd că dă și achievement-uri. N-am jucat niciodată 1.12. Have fun. Exact. Salut. Uite, a ieșit deja Insanity. Așa. Punem ăsta și hai să ne facem mica noastră fermă. O să fie puțin ciudat pentru că eu sunt obișnuit cu Minecraft în modat foarte, foarte mult. Și o să fie puțin greu, să fiu sincer. O să-mi fie puțin greu, pentru că deja o să mă gândesc, eu mă gândeam acum cum să-mi fac energie, știi? Super ciudat, nu știu, niciodată nu m-am simțit așa de ciudat când am început o serie, pentru că e serie de Minecraft Vanilla și se pare super ciudat, se pare super ciudat. Și hai să mergem la ceva minat. Mergem și noi la ceva minerit, poate găsim ceva iron și ne facem și noi o... Cred că nu mi-am ales locul chiar perfect de început, dar stai puțin, eu ținând cont că am Optifine, pot să-mi fac o torță ca să, de fapt hai să facem din jumătate, facem așa din jumătate, perfect, să avem și noi lumină și te facem așa, video settings, animation, nu stai, perfect. Mamă, băieții deja au găsit diamante. Lol. Mamă, deci e așa ciudat, băi, fraților, pentru că v-am zis, eu sunt foarte obișnuit cu Minecraft-ul modat și uite, de exemplu, acum mi s-a spart pickaxe-ul. Mi s-a spart pickaxe-ul pentru că eu acum începeam să-mi fac, de exemplu, anumite unelte din Minecraft-ul modat. Și hai să nu mai pomenim de Minecraft-ul modat și să ne facem pickaxe-ul, să ne întoarcem înapoi la treaba noastră, pentru că uităm de Minecraft-ul modat în seria asta și ne ocupăm doar și doar de vanila. Știu, sună puțin ciudat, dar trebuie, băi, fraților. Hai să ne întoarcem înapoi la minat cu toate chestiile noastre și să vedem ce reușim și noi să facem. Stai, vreau să mai fac o sabie în caz că dau de ceva probleme. Să avem o sabie. Mamă, ce-a bubuit acolo? What? Haide, primul nablet, Roni! Roni a murit prima oară. Noob. Lol, Roni a murit prima oară. Și puf. Lol. Ce noob ale. Hai să ne întoarcem la treaba noastră, băi, fraților. Nu-mi vine să cred și acum a murit și Andrei Jadar Rage Quit. Deci nu-mi vine să cred și uite exact acum am găsit și Iron, ceea ce este super, super tare. Deci până acum Andrei a râs de de Roni și de Puf că au murit și uite ce s-a întâmplat acum. Exact, a murit și el. Mamă, frate, deci nu-mi vine să cred. Vreau să sap până la Y13. Uite, hai să facem așa. Punem ăsta aici și mergem până la Y13. Adică, uite, până aici. Și acum vreau să fac un tunel așa în față. Hop, am dat peste webcam. Încă nu sunt obișnuit, să fiu sincer, cu noul layout, pentru că acum mi-am schimbat webcam-ul, mi l-am pus pe un trepied și, să fiu sincer, este mult, mult mai bine. Adică mă vedeți și pe mine mult mai bine acum și calitatea este mult mai bună în momentul ăsta. Și eu trebuie să dau cu piciorul în el. Trebuie să găsesc o altă metodă cum să fac chestia așa. Așa că hai să vedem, poate găsim ceva pe aici în față. Dar stai, am 10 bucăți de iron. Și vreau să merg sus să le pun la prăjit. Uite, hai că imediat se lasă și și ziua. Iasă și soarele din norișori. Și revenim când ajungem sus. Perfect, hai că am ajuns și sus acum. Putem să punem fierul la prăjit. Dar eu stăteam și mă gândeam acum. Mie îmi place să lucrez și să fie totul foarte, foarte eficient. Ce înseamnă chestia asta? Adică ce vreau să fac acum? Uite, s-a întors și Andrei. Ce vreau să fac acum? Aș vrea să sparg un rând în jos sau să sparg tot tavanul din mină ca să punem staircase. Adică uite, să facem stairs-uri. Facem așa. Am putea să facem chestia asta ca să nu stăm foarte mult să urcăm. Așa că hai să sparg toată chestia asta până jos și revin într-o secundă. Bun, am săpat așa totul o bucată să fie mai înalt și poate vă întrebați, adică sunt super, super sigur că foarte mulți dintre voi vă întrebați, băi, Sami, dar fiind primul episod, de ce nu-ți faci tu o locuință, de ce nu-ți faci
nu știu, să-ți faci un loc unde să stai pentru că... What? Ah. A, am băgat inventory tweaks, le pune automat, am înțeles, am uitat. Da, poate vă întrebați de ce nu-mi fac o casă. Pentru că nu vreau să, nu știu, să-mi găsesc un loc nepotrivit de casă, dar ținând cont că o să stau foarte mult prin mină, pot să spun că mina este casa mea. Deci nu văd care ar fi problema, știi? Și hai că fac astea și revenim într-o secundă. Bun, am luat acum și iron-ul și cred că prima chestie și cea mai importantă, vreau să-mi fac un pickaxe de iron, pentru că poate dăm și noi de vreun diamant aici jos. Și cred că o să trebuiască să mai sap încă așa în sus o bucată, ca să nu dau cu capul. Acum urmează vânătoarea de diamante, pentru că poate găsim și noi și nu rămânem în urmă. Cred că eu, Ronnie și cu Puff nu am găsit diamante. Cred că, și Insanity, da, și Insanity, nu am găsit diamante, deci, uite, găsim redstone, o să-l ajute foarte mult pe Adi și o să-l ajute și pe noi, pentru că și noi trebuie să facem ceva construcții cu redstone și o să vedeți cât de tare o să fie, așa că hai că poate găsim și noi ceva diamante. Nu îmi vine să cred, după vreo 5 minute de minat, nici 5 minute, foarte, foarte puțin, am găsit și eu în sfârșit diamante, mult iubite de diamante, frate, în sfârșit, Doamne, nu-mi vine să cred, perfect, frate, este perfect, cred că este stack de 8, este de 8, bun, oricum nu prea avem ce face cu diamantele, că totuși este Minecraft Vanilla, dar da, vedem, nu știu, adică, ba da, putem, acum la început ne ajută foarte mult pentru că trebuie să găsim sugarcane, trebuie neapărat să găsim sugarcane și, uite, să facem așa, luăm asta de aici. Uite, de exemplu, eu acum am ținut pe butonul de vein miner și încă sunt obișnuit cu chestia asta și nu-i bine, nu e bine deloc, nu. Hai că mai minez puțin, poate mai găsesc ceva resurse și ne întoarcem într-o secundă. Hehe, ia uita ce am găsit noi aici, am găsit o mină și cred că este plină cu resurse, resursele care ne trebuie nouă foarte, foarte multe. Iron-ul ăsta este mult mai prețios decât diamondul la început. Adică cu diamantul nu prea avem ce face la început, să fiu sincer, decât să ne facem un pickaxe și, nu știu, mai găsim noi pe acolo ceva chestii pe care să le facem. Dar, în rest, opa, să nu cumva să murim pe aici, că nu vreau să intru pe... Nu vreau să intru la nableți. Și cred că nu o să mai stau pe aici, mă duc direct să-mi fac armură full de iron. Fac o armură full de iron și ne întoarcem înapoi ca să spargem tot acolo, nu? Ok, cred că singurele chestii pe care vreau să le fac din diamant este o sabie și un pickaxe. Astea două, atât. Astea două vor fi de diamant momentan și ce aștept eu acum, aștept să se prăjească totul ca să ne facem și noi full gear de iron. De ce nu? Hai să așteptăm puțin și aia e. Am mărit și eu puțin ferma ca să facem și noi mai multă mâncare, pentru că aici nu avem altă modalitate de a crea mâncare decât să, nu știu, uite, să facem ferma pentru început și după aia o să pun deasupra toate sleburile alea ca să nu poată să sară monștri pe ea sau, uite, de exemplu, Ronnie, că Ronnie stă acolo, să nu sară nimeni pe ea, să ne o spargă cumva. Hehe, și ia uitați pe cine am găsit eu aici, l-am găsit pe Puff. Se pare că o să fim vecini cu Puff. Hei, Puff! Hei, Puff! Ce faci, Puff? Oh, ce căsuță! Uite, vreau să-și facă aici căsuța. Uite, am zis să nu ne atingem, să nu cumva să spargem chestia asta pe aici, pentru că vreau să facem niște construcții foarte, foarte interesante în zona asta. Chiar sunt foarte, foarte curios cum o să iasă toată seria asta și sunt foarte... curios și de voi ce părere aveți cu chestia asta. Adică, nu știu, vă duceți acum în comentarii și chiar sunt foarte curios să-mi ziceți ce părere aveți despre această serie și cum credeți că o să decurgă. Bun, am ajuns acum înapoi în mină și putem mina tot neînfricați așa. Era super, super, adică e super, super, super. Că în sfârșit am terminat și noi, am terminat armura și totul și e super perfect. Putem acum să mergem, să minăm aproape orice, pentru că... avem armura și nu ne-i frică de nimic. Doar dacă vine vreo trupă din aia nesimțită de creeperi. Oh, uite aici niște iron. Perfect. Cu căsuța chiar nu știu cum să facem. Chiar nu știu cum să fac. Vreau să-mi fac casa cu ceva dark oak.
Da, chiar vreau. Și cu ceva nu lemn, cu ceva glass albastru, cu ceva light blue. Deci avem nevoie de lapis, neapărat avem nevoie de lapis, pentru că nu știu altă modalitate de a face light blue. Mamă, dar avem ceva iron, avem ceva, cât iron pe aici. Și stai puțin, că tot suntem, că tot avem ceva moduri. Hai să profităm de chestia asta și să nu uităm unde unde am început mina și să-i dăm așa, intrare mină. Și o facem cu negru să se vadă prin orice, se vadă, uite, imediat o să sară așa un beacon, uite, l-ați văzut acolo. Și acum, dacă să ne pierdem, știm pe unde să ne întoarcem, pentru că asta mi se întâmplă foarte des pe Minecraft, să uit pe unde am venit sau să uit cum să mă întorc. Și chestia asta o să ne ajute foarte mult, pentru că te vedem acolo punctul și aia este. După o să mergem după ceva sugarcane, ca să facem și noi ceva cărticele. Și stai că a zis Răzvan că a găsit el un village, dar nu mai știu sigur unde l-a găsit, ca să mergem să luăm ceva bookshelf-uri, pentru că de ce nu? Lapis, perfect. Mamă, cât de bine mă simt că am găsit în sfârșit lapis. Deci chiar de asta mi-era cel mai frică, că nu o să găsesc lapis, pentru că știu că se găsește destul de greu. Asta zic din experiența mea de Minecraft mod, știu că se găsește extrem, extrem de greu lapisul. Și uite acum că am găsit foarte bine și foarte easy. Foarte bine și foarte easy. Uite, văd că am rămas pe server doar 4. Eu, Georgica, puf, și cu Adiță. Cât? 40 de bucăți de iron. Băi, o ducem bine, o ducem super bine până acum. Și poate mai găsim ceva diamante. N-ar strica, să fiu sincer. Și hai să explorez toată mina asta și mă întorc dacă mai găsești ceva interesant. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred că am murit. Doamne, deci pe bune, frate, am murit din cauza unui creeper cu full armură de iron și am dat 4 hituri. Deci 4 hituri am dat, băi, fraților, nu îmi vine să cred. Deci am ajuns pe lista nableților, nu îmi vine să cred. Hai să mergem repede după iteme și cred că, uite, Aida mi-a pus acolo un waypoint și hai să fac o sabie repede de o sabie de iron în caz că oricum degeaba am murit deja. Mamă, și nu voiam să intru deloc pe lista nableților. Uite că am ajuns. Hai că ne întoarcem când ajungem înapoi la iteme. Sper să am toate itemele, toate itemele. Te rog să fie toate itemele, te rog doar să fie toate itemele. Armura în special. Casca? Oh, perfect. Deci nu ne-a dispărut niciun item. Nici un item, perfect. Cred că dispăreau dacă dacă explodam cu un creeper după. Și nu vreau să se vid. Să se întâmple ce... uite ce am găsit! Super! Hai să punem astea în second hand. În second hand? Second hand. Mamă, încă un creeper! Nu! Doi creeperi! Explodează! Mamă, nu-s pe Minecraft modat. Trebuie să nu uit chestia asta. Hai! Îi dăm așa, peekaboo! Ce m-a atacat? Ce-a dat în mine? A, ăsta dă prin pereți. Nabletul bun. Hai să luăm astea. Poate pot să fac wool din string. Cred că se poate. Cred că e același recipe. De fapt, recipe. Ia, hai să vedem. Vine la mine acum. Hai să vedem. Putem să facem wool? Oh, da, deci e recipe vanilla. Perfect. Aici jos ar trebui să fie creeper-ul ăla nesimțit. Oh, nu! Mamă, deja ne aventurăm prea tare, așa că hai mai bine să o lăsăm pe video-ul viitor, fraților. Eu până atunci o să mai strâng ceva resurse și cred, am impresia că sub mine este un spawner. Așa că, fraților, ăsta a fost primul episod din seria noastră de Titancraft. Eu am fost Sammy, ne vedem data viitoare și v-am pupat! Pa!